Neața, prieteni, tocmai ce m-am trezit, sunt un pic așa somnoros pentru că aseară m-am ținut patronaj pe Arachianos până la 2 noaptea, dar nu-i problemă, o nouă zi, o nouă zi de muncă. Astăzi punem răsadurile de roșii și niște răsaduri de conopide și niște răsaduri de vânătă și mai vedem de ce mai punem. Mă duc să mă spăl un pic pe ochean și să mănânc un pic și mergem să punem răsadurile să vedem dacă se vor face, a venit timpul să le punem toate. Hai, ne auzim sus, acolo în pod. Bun, prieteni, ia uitați aici răsaduri și mi-o crescut, bă, băiat, Amazonul aici în casă. Avem răsade puternice de roșiani, de conopidanos, de tete. Le-am crescut frumos, rapid, hai că le-am crescut dacă e. Da, prieteni, am fost ieri în piață și am luat răsaduri direct, că greu cresc amele. Cred că trebuia să le pun mult, mult mai devreme. Și dacă vă aduceți aminte, de fapt, cred că am și postat într-un clip în care am pus roșiile greșit și o trebuie să le repun din nou. Și uitați-vă cât o ieșit acum. Holy shit, acum da. Acum da, pot să zic că o ieșit ca lumea. Acum a ieșit o grămadă de răsaduri de roșii. Data trecută, abia că ieșea. Abia că avea putere să iasă. Uite cu ăsta o căzut. Da, prieteni, am fost și am luat niște răsaduri ieri din piață ca să le pun, să vedem cum merge și dacă sunt bune astea din piață. Sunt cam așa blăgăjite un pic, sincer să fiu. Un pic cam beteage. Dar poate și revin când le punem pământ, așa ar trebui, nu? În ce pahare le-au pus? În ce așa, nu-s pahare, nu știu ce, așa un nailon și l-au înfășurat. Ca să iasă mai ieftin, bineînțeles. Ia uite aia, nu știu dacă o să se mai prinde ce răsad mi-a dat. Bine, pentru un leu 50, zic că e bine, poate se prinde 2-3 plantuțe acolo. Da, prieteni, mergem, luăm răsadurile, avem două soiuri de roșii, Black Sherry, dacă nu cumva alea sunt, că nu mai știu exact. Știu că le-am pus într-un, acolo am pus un soi și aici un alt soi, dar nu mai știu dacă ăla e Black sau e soi normal de Sherry. Vedem, oricum, ăla îl punem pe un strat și ăsta pe alt strat. Da, faină și răsadurile, o să le scot îndată și un pic la lumină. Chiar să-mi ziceți dacă e bună lumina care, na, cum e acum? Asta e chestia, că jumate de zi îmi bate lumină din partea cealaltă și jumate din partea asta. Și în rest e așa, adică e normal dacă le-aș lăsa aici, dar nu cred că e ok, nu? Trebuie mai multă lumină. Că cam asta e. Bine, acum e și dimineață tare, nu prea e lumină chiar deloc, dar nu prea bate soarele aici, asta e chestia. Trebuie să le scot, toma pe acolo, pe, nici nu am, în partea aia altă n-am balcon, am numai în față și în spate nu am și trebuie să le pun pe geamuri, pe haile, chin și vai. Dar să-mi ziceți dacă e ok lumina asta, dacă nu e ok, o să le scot în continuare. Până una alta, hai să luăm răsadurile și să ne îndreptăm către grădină să le plantăm, tătuțu, let's go. Am pun guțe, exact cum le-am luat, ca să nu rup vreo frunze. Acum, am rupt câteva, adică așa mi le-a rupt ăla care mi le-a pus aici. Bun. Luăm cu grijă și le punem aici. Eu știu dacă se mai prinde asta. Se mai poate prinde. Trebuie să le înmoi, poate o leacă în apă înainte, dar las că le pune o apă acolo, le ud o leacă. De asta m-am trezit mai dimineață ca să le pun. Că am văzut că-s cam așa. Dar tăti erau așa, tăti. Uitați-vă și voi cum s-a făcut răsadul ăsta. Ta! Ce știu eu? Om vedea. Da, ăsta e frumos. Ăsta pot să zic că arată bine. Ăsta da. Dar sunt câteva care nu prea-mi plac. Nu prea-mi plac. Mi l-au pus așa ca să scape de ele, cred că. Mai mult ca sigur. Bun, prieteni, am ajuns în grădină, punem răsadurile pe acest strat, nu știu cum o să le punem. Distanța am văzut că e undeva la 50 de centimetri, deci cam așa ar fi bună.
zic eu. Și așa am văzut la mulți. Ce naiba, o furnică. Da, cam la 50 cm o să punem răsadul de roșii. Am undeva la 12 plante, cred că ceva de genul. Și am două soiuri și nu știu cum o să fac, că n-aș vrea să pun pe două straturi și să pun numai 5 plante, adică pe un strat. Cred că o să pun ambele soiuri, și Black Sherry și Sherry normal, că nu are nimica. Să pun pe același strat, punem aici Black Sherry și soiul normal aici, dreapta. Avem pe domnul Dare care s-a trezit, cam greu, dar nu-i problemă. Bun, hai să luăm răsadurile de roșiane. Ne-am mai întâi să facem cuiburi. Și trebuie să le și udăm, da? Dar arată așa cam, na. Unele arată bine, unele arată mai puțin bine. Dar eu zic că e ok, le dăm un pic cu apă, cred că. Se iau leacă înmuiate, cred că. E așa cam uscată rădăcina. Da, ajunge apa, nu-i problemă. Mamă, ce pământ tare mâncați, aș gură. Și ziceam de pământul meu că e tare. Să văd. 20, 40, 60. Da, da, cam așa. Deci un rând punem aici și un rând acolo. Frumos. Și vine așa frumos, pe jumate gărduț. E perfect. Sau nu, cred că o să fac... Da, o să fac un gărduț așa, bam, din ață. Ridic în sus și aici la fel. Văd eu cum fac după aia. Mai trebuie să le punem. Mamă, și aude și o drujbă fix acum. De fapt e cosătoare, nu e drujbă. Jale. Nu știu dacă se mai aude ceva, dar nu-i problemă. Pune muzică pe fundal și nebunie. Azi măr cosăturile, gata. De acum e greu să mai filmăm. Poate nu se aude chiar așa tare. Hai să vedem. Bun, prieteni, am pus primul răsad, să vedem dacă se va și ridica. Am fost, am luat un pic de apă, că era cam călduță, cam prea caldă și am mai pus un pic de rece. Mamă, dă și soarele acum, puternic. Să le punem rapid să termine. Nu știu dacă o să mă mai aud, pentru că o încep cu cosătorile, mâncava, aș trebui să mă trezesc și mai dimineață. De fapt, dimineață se cosește pe racoare, nu acum. Dar asta e viața. Dacă nu o să mă aud, asta eu o să punem muzică pe fundal și punem răsadurile, let's go!
Ne-am pus un rând. Bă, sunt vreo 3 care arată mai bine și ori restul cam așa. Să vedem, ăsta are curioză dacă se vor prinde. Abia după vreo câteva zile ne vom da seama dacă s-au prins sau nu. Punem și celălalt rând. Nu știu dacă mă mai aud eu, că s-aud botocosătorile astea. Să moară brabețe. Nu înțelegi nimic. Da, hai să punem și celălalt rând. Să terminăm cu roșii. Da, prietene, după ce o să punem toate resadurile, o să mă duc să fac și un suport pentru cele care s-au plecat prea tare, adică cum e asta, trebuie un suport ca să o ridic, să stie așa, ca să îndrepte cât mai repede posibil și le ajutăm un pic. Mi-au mai rămas încă 4 plante, deci o să pun, cred că una aici, una pe capătul ăla. Hai pun una pe mijloc, nu știu unde, ca să nu mai încep un alt strat pentru 2 plante. Să mă duc să le pun acolo pe stratul celălalt, încă am 6 plante, dragi prieteni. Deci mai avem 6 plante și n-am unde să le pun aici. Le îngrămădez prea tare și nu-i bun. Pe un strat de ăsta trebuie să le pun. Sau le pun acolo acum ca să nu mai... Și pun conopid acolo, nu știu, voi vedea. Văd eu ce fac și cum fac, că viața e grea. Uite, pun pe ăsta, bă, că e mai îngust, da, bă, pun pe ăsta și pun pe jumate, așa, un rând, da.
ultima plantă pe care o punem. Mama, astea chiar arată urât, urât, rău. Stare curioasă dacă se vor ridica. Deci arată, îs aproape la ultima respirație. Parcă arată mai bine ieri din piață. N-a trebuit să le pun tot atunci, n-a ieri, duminica, unde naiba. Puneam rasadă duminica. A trebuit să se ridice. Normal și normal. Bun, udăm, prieteni, și după aia am adus să fac suport pentru fiecare plantă în parte, pentru că vedeți și voi cum arată, sunt la pământ și trebuie să le ajutăm un pic. Bun, prieteni, am pus aici prima plantă, am pus suportul pentru ea. Bineînțeles că o să iau sfoară și o să fac aici un suport ca lumea, adică fac cu nailon frumos, bată 4 pare acolo, 2 acolo și 2 în partea aceea, chiar și la jumate, ca să fie cât mai stabil. Și după aia o să ridic cu sfoară în sus, pentru că așa se face, numai că acum nu am, nu am de mână și nu le las la pământ, pentru că dacă le lăsați la pământ, e gata, până mâine nu le mai vezi. Așa că le ridic un pic, le dau un pic de ajutor să stea în sus, nu le legați foarte strâns, le-am legat foarte, foarte, o leacă un pic numai cât să stea, că atât are nevoie. Și după aia, bineînțeles, că nu o să mai crească un pic, că ridică în suportul, că nici acum nu-i bun, când e mică planta, trebuie să mai crească un pic ca să puteți să o ridicați în sus, cred, zic și eu, nu știu. Hai să facem la fel la toate și după aia trebuie să mă duc să plivești și ăla, am o grămadă de treabă azi. Trebuie să punem și celelalte, uite că mi-am luat țeacă un pic aici, că ăla nu l-am plivit și a crescut buruiana. Alea două straturi, da? Nu e problemă că sunt de alea înguste și merge repede. Hai să trecem la treabă. Bun, prieteni, am pus și suportul pentru roșii, cam așa arată. Vezi din câte o ieși, 3. 5, 6, 12, 18 plante, bă, 18 plante, o grămadă. Și sus am, cred că, vreo 50 de plante, dacă iasă tăte. O grămadă de răsana, nu mai am unde să le pun. Mai am două straturi aici și cam atât. O să fac aici, marginea asta. Cu lutul ăsta, cu cel mai am, o să fac așa, iată, un strat lung și pun aici. N-am ce face. N-am ce face, tate, nu am unde să le mai pun. Am privit și stratul ăla de acolo. Să punem vânăta asta, bine, nu cred că se va face, dar o pun acolo să vedem, dacă se prinde măcar. Și da, bă, a ieșit conopida care am pus-o direct în pământ, dacă vă aduceți aminte, dar nu știu dacă am filmat, sincer. Dar parcă am filmat când am pus semânța. Și am scociurit eu undeva pe aici și era ieșit aici undeva, parcă. Da, uite-o. Deci asta-i. Da, asta e conopida. Hai să acoperim înapoi, da, iasă și în pământ, numai că trebuie să o pui mai târziu ca să nu dea brumă. Trebuie să privești și stratul ăsta, bine că aici am pus-o mai aici, în față, până acolo am pus, până unii plicul. Și să vedem conopida, bine, asta e conopide, părgea, că asta nu se va prinde, cred că, la cum arată. Nu, uite, parcă nici nu-i conopida asta, zici că nu-i conopide. O punem să vedem, dacă se prinde, se prinde, dacă nu, nu. Ne-am pus-o, trebuie să-i fac suport și la asta pentru că stă frunza pe pământ și nu-i bun ca o arde, adică până de sare-i vrai, știi? Că de aia când am pus conopida aia, dacă mi-a zis aminte răsadul ăla micuț, i-a stat frunza pe pilut și de aia s-a ars. Ea trebuie să stea sus, nu trebuie să stea jos. Și după aia o să-și ud, că nu am acum cum să ud, că dau apă pe frunză și iar nu-i bine.
Da, mă duc să fac un pic, trebuie să fac super scurte, deci mâțâțele, suportul astea, să le ridic un pic așa, să le ajutăm. Da, s-ar putea să se prindă și astea, să vedem, peste câteva zele. Care stare curios. E stare curios și de roșii. N-am pus niciodată chestiile astea, adică vă dați seama. Hai să vedem. Hai să punem și vânăta, rapid. Avem aici vânătoi, bă, astea arată super bine, arată mai bine decât roșia, chiar arată bine plantele de vânătă. Să vedem acum dacă se prind și dacă se fac aici în zona noastră, chiar stare curios. Nu știu cum se desfac ăsta. A, că e bine așa. Uite cu ce sârmă o lega, mâncați așa curat. Hai că arată bine, chiar arată super forță. Bă, eu n-am făcut borț. Am dezvelit-o, dar n-am făcut borț. Hai să facem. Bun, prieten, cam așa arată. Am pus și vânăta. Hai că arată bine. Arată bine vânăta. Îi pun totuși un suport că nu stau chiar drept, adică stau un pic companiet și au nevoie acum la început. Numai asta drept, frumos. Și bineînțeles că la conopii de trezile, până că altfel, până de seară, nu mai ies. Nu mai ies în viață. Hai să facem rapid suportul, să-l punem și să terminăm o dată. Încă a rămas mult strat. Mai bine de jumătate. Am pus și suportul pentru fiecare plantă în parte, cam așa arată. Bă, conopida nu prea arată bine, dar arată super bine vânăta. Vedem peste câteva zile dacă se prinde sau nu. Momentan nu zice nimica. Eu le-am făcut că decât, na, eu zic că e bine stătuțul. Hai că e bine dacă e. Bun, hai să udăm un pic și după aia mergem să facem la puian că sflămânzi și trebuie să le dăm de mâncare puternic. Bun, prieteni, am dat și o udare frumos. Cam asta a fost cu rasadurile. Primul tur de rasaduri, pentru că dacă se fac alea de sus, e nebunie. O să vină full. O să vină full. Nu o să avem unde să punem. Dar fac așa un rând de acolo, văd eu cum fac. Săp aici, n-am ce face. Trebuie mai lut. Asta e chestia, trebuie lut. Mă duc din capătul ăla. Dacă fac până în capătul ăsta la alt, Dumnezeule Doamne, câte roșii. Dai seama. Pe pui. Ia să vedem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ori 2, 32 de plante. Deci pun 32 de plantane. Aici. Ui ceva. Și vedem unde mai punem, că mai avem și aici, n-aș conopii, dar oam, hai lei! Băi, oricum nu o să facă tăte, nu știu alea în podă, eu știu, dacă se fac, nu o să fac, el ies. Dar să vedem cât durează până să fac.
Asta e întrebarea. Da, și m-a întrebat Alexandru câte straturi am. El zicea că 14. Hai să le numărăm, Alexandrule. Hai să numărăm straturile împreună. Zicea că 14, nu? Hai să vedem câte straturi avem. Bun, și începem de aici cu castraveți. Avem aici două de castraveți, două, bam. Avem varza asta care se pune ca și decor, 3. Aici avem radiche neagre și morcov, 4, și am pus niște mărar pe margine. Deci 4 straturi. Aici varza de Bruxelles, 6 straturi. Aici vine încă 4 straturi de roșii, 2 am pus, 2 încă trebuie să le punem. Și avem 10 straturi, doar aici, Alexandru, 10 straturi. Avem aici 3 straturi de radiche. Deci avem și unul de salată, 14. Deci cam atât ai zis tu cam, da? 14 straturi. Deci bucățica asta. Mai avem aici încă 2 de ceapă, ceapă roșie, ceapă verde. Și avem, cât am zis, 10, 12, 14, 16. 16. Aici avem patrunjel și aici mazăre până în capăt. Și avem 18 straturi deja, deja, tate. 18 straturi. Hai să mergem mai departe, 18. 19 cu ăla de mazăre, 19. 2 de castraveți, 21. 22. 23. Aici am pus ce am pus acum, aici încă n-am pus nimic, 23. Dar o să punem și aici. 24. Ăsta, fasolea chinezească, deci 24 de straturi până aici. 24. Ăla tot de fasole. 24, 25, salată 26. Sfeclă 27, spanac 28. Mazăre din nou 29. 29 de straturi, da? Făcute de un om singur, puternic de urs. Cât am zis, 29, mazăre 30. Brocoli 31. Sfeclă 32. Salată 33. 34 cu fasolea chinezească. 34. 34. Acolo fasole de soi de la oloagă, 34. Am zis 35, nu? 35, sfecle. 36, sfecle. 37, morcov. 38, 39. Dovlecei, 40. 40 de straturi, Alexandrule. Mâncați aș gura ta. Aici bostania mari, încă nu a ieșit. 41. Aici spanac cu microplante, 42, 43 sfecle roșii, 44, mai pus niște fasole aici, 44 de straturi. 44, și mai avem acolo un strat foarte lung, astea sunt lungi cât 3 de astea. 44, 45, 46, 47, tot fasole aici, tot fasole, 47 de straturi. Și astea sunt cât 3 straturi de astea, adică gândiți-vă. Deci ar veni peste 50. Aici să o luăm așa și o ieși fasolea, chiar o ieși faină. Trebuie să o prașuiesc. Uitați-vă. Mă gândeam să-i pun, să o mulcesc, dar nu știu dacă e bine cu iarbă. Trebuie să mă uit să văd dacă e bine. E cam apropiată, nu știu ce, e cam greu. Văd eu cum fac. Ah, mamă, ce cald e azi. Forță de cald. Da, 40 și, cât am zis, 8 de stratul sau 47. Forță. Forță. Grădina la mitică, bombardiero. Da, mergem să facem la puian și revenim pentru că vreau să vă arăt o mâncare consistentă pentru pui micuți. Mâncare foarte bună.